Asigurările sunt precum centurile de siguranță. Par atât de incomode și de inutile până ai o primă dată nevoie de ele. În Sergiu Costache ne aflăm din nou la Zodia Asigurărilor și vom vorbi astăzi despre asigurări altfel pentru altfel de clienți. S-au schimbat foarte multe în acest an și jumătate de pandemie. Suntem încă sub semnul Scorpionului. E o zodie loială, hotărâtă, curajoasă. Are o puternică dorință de a se transforma, de a evolua și de a ajunge cea mai bună versiune a sa. Să vedem ce aduce această săptămână din punct de vedere financiar primelor 6 zodii, adică de astăzi până miercuri săptămâna viitoare. Berbec, acum că ți-ai plătit toate datoriile sau măcar ești la zi cu facturile, te poți gândi la o excursie în natură. Mai ales că nici nu te costă mare lucru, poate doar o asigurare de accidente. Taur, astrele sunt de partea ta, însă fii prudent. Odată cu câștigul financiar pot apărea și noi relații amoroase, dar pentru asta chiar nu te poate asigura nimeni. Gemeni, posibile parteneriate, fii pe fază și poți avea mult de câștigat. O asigurare de risc financiar te-ar face însă să dormi mult mai liniștit. Rac, ai oportunitatea de a construi proiecte imobiliare care îți bat pur și simplu la ușe. Poți să le răspunzi, dar deschide bine ochii și cere-i constructorului și o asigurare de bună execuție. Leu, te-ai mutat și vrei să te bucuri de noua ta locuință. E minunat, dar pe lângă asigurarea aia obligatorie pentru cutremuri, inundații și alunecări de teren, fă-ți și una facultativă, pentru că apar furturi, incendii și uneori vecini uituci. Fecioară, relațiile tale trec prin zona... Hai să-mi împrumuți și mie 100 de lei până la salariu? Poate e momentul totuși să discuți cu un consultant financiar, așa cum sunt și cei doi invitați ai mei de astăzi. Cătălin Boiceanu. Salut, este Sergiu. Director tehnic al unui broker de asigurare foarte dinamic. Și Dan Cristescu, la mine aici scrie insurance broker. Cred că ești mai mult decât atâta. Da, bună seara. Și dacă mi-aduc bine aminte, la bază ești medic. Da, corect. Și ca zodie ești? Vărsător. Vărsător. Iar aici avem? Rac. Rac. Ca zodie. Deci vărsător, rac și gemeni. Este cea mai bună combinație posibilă. Cătălin Boiceanu, cum s-au schimbat clienții în acest an și jumătate? În martie părea că va fi o catastrofă și că brokerii vor da faliment și clienții nu vor mai cumpăra asigurări. Ce s-a întâmplat în acest an și jumătate? Salut, Sergiu, mulțumim pentru invitație. Într-adevăr, în ultimul an și jumătate ne-am confruntat treptat cu diferite aspecte la care ne-a supus această pandemie. Prima oară a fost panica, prin care a trecut toată lumea, indiferent că vorbim de business sau de viața personală, mai întâi ne-am panicat. După care am fost nevoiți să facem ceea ce știm noi ca oameni să facem mai bine, să ne adaptăm situației. Iar cel puțin din punct de vedere al asigurărilor, lucrul ăsta s-a întâmplat destul de repede. Adică atât companiile care lucrează în piață, dar cât și clienții, s-au schimbat foarte repede și într-o zonă pe care nu toți o așteptam. Dar acest lucru este un lucru bun pentru că ne ajută să ne dezvoltăm și ne ajută să mutăm atenția în piața de asigurări de la a încheia o poliță de asigurare pentru că sunt obligat să o fac, la a încheia o poliță de asigurare pentru că am nevoie de ea. Sunt mai conștienți clienții de riscurile pe care și le asumă nefăcându-și o poliță de asigurare? Pe unele linii, da. Adică, în momentul de față, una dintre problemele cele mai des întâlnite, din punct de vedere al nevoii de asigurare, este zona de asigurări de sănătate. Fiind foarte limitat accesul acum în sistemul de stat, în sistemul de sănătate de stat, odată pentru că o mare parte din spitale e blocat în lupta cu pandemia, apoi teama că dacă ajungi la spital s-ar putea să iei COVID de acolo sau să pățești alte lucruri, lipsa medicilor de acolo, i-au îndrumat pe consumatori către spitalele private și către zona de medicină privată. Și acolo s-au confruntat cu condiții bune, dar costurile cu care nu se întâlneau înainte au devenit aparente. Și atunci nevoia de o asigurare de sănătate și interesul pentru această zonă a crescut și a crescut foarte repede.
atât din punct de vedere al persoanelor fizice, dar și din punct de vedere al angajatorilor. Apoi, pe linia asigurărilor de locuință. Locuința a devenit, pe lângă locul în care te retragi seara să te odihnești și să te liniștești după o zi de agitată de muncă, a devenit și locul de muncă. Adică foarte mulți dintre consumatorii de asigurări acum își petrec cam tot timpul acasă. Și atunci au dat seama cât de importantă este casa și că e mult mai importantă decât mașina. Știi că noi am mai avut câteva discuții. Mai ales că mașina stătea în fața casei și vreo două luni, trei luni, nici n-am plătit-o de acolo. Exact, exact. Chiar mă întrebam oare de ce fac, mă rog, RCA-ul îl faci și dacă mașina e parcată. Dar eu mă întrebam la ce mi-o fi folosit casco-ul ăla. Până a căzut o creangă foarte groasă pe mașina unui vecin și am zis ce bine este să ai asigurare. Exact. Și atunci a crescut nevoia foarte mult și pe zona asigurărilor de bunuri și de locuință. Mai mult decât atât, în momentul în care am fost nevoiți să păstrăm distanța fizică și să găsim alte soluții de a comunica și de a interacționa, foarte mult s-au mutat în zona online sau de la distanță. Și atunci a crescut foarte mult cererea de polițe de asigurare care se emit ușor, care sunt ușor de înțeles și care pot fi emise în mod digital, fără prezență fizică și fără o interacțiune foarte lungă. Adică să nu stai să dai foarte multe explicații, clienții să înțeleagă foarte repede și foarte ușor ce achiziționează, să facă lucrul ăsta cât mai repede, să nu fie nevoie de hârtii, să poată să facă plata de la distanță și așa mai departe. Iar lucrurile astea a forțat piața să se adapteze și să se digitalizeze foarte repede. Am fost plăcut surprins de faptul că companiile din domeniu s-au adaptat foarte repede. Noi oricum eram într-un proces de digitalizare dinainte de pandemie, pentru noi n-a fost un efort foarte mare. Am reușit să facem lucrul ăsta repede, adică cred că undeva pe 9 sau 10 martie anul trecut noi eram deja complet digitalizați și lucram de la distanță, dar și celelalte companii s-au adaptat destul de repede. Bun, ai pronunțat cuvântul magic, asigurări de sănătate. Dan? Presim că o să mă întreb pe mine. Da, pentru că baza ta de medic mă face să mă adresez ție. Ce s-a schimbat în pandemie atât de dramatic încât clienții să devină atât de activi pe zona de asigurări de sănătate? Adică ce procese s-au întâmplat în mintea lor? Exact ce a spus și Cătălin mai devreme. Percepția că sistemul de sănătate public este atât un loc de posibilă infecție cu COVID, cât și o zonă foarte aglomerată, te face ca consumator să te îndrepți spre sistemul privat de sănătate. Și în felul ăsta ai servicii de calitate, ai servicii cei drept mai scumpe, însă ai mai multă siguranță că vei putea... Numai o clipă, serviciile sunt mai scumpe dacă nu ai asigurarea de sănătate. Evident. Că dacă ai asigurarea de sănătate, te costă ajungem acolo. Mai exact, puțin acolo voiam, decât acolo voiam plățile să acelea informale, ca să nu le zicem altfel. Exact, acolo voiam să ajung. Și în momentul în care îți dai seama cât costă aceste servicii medicale, te gândești că ți-ar prinde bine o asigurare de sănătate privată. Și într-adevăr avem clienți care au avut acest mecanism și ne-au contactat și exact asta ne-au descris, ce vă spunem noi aici. Spune și mie, îl sunau mai des pe Cătălin sau pe tine? Nu, noi nu suntem doar noi doi în compania noastră. Suntem o echipă de vreo 300 și ceva de oameni. Deci ce vă spunem noi nu este doar percepția dată direct de clienții ai mei sau ai lui Cătălin, ci și colegii noștri cu care colaborăm. Cătălin Boiceanu, care este modelul vostru de business? Deci cum funcționați? Pentru că mie mi se pare foarte natural să închei asigurări printr-un broker de asigurare. Și zilele trecute, de la o persoană care a lucrat în asigurări, acum e undeva în daune, am primit o întrebare cred că a fost retoric așa. La ce folosesc brokerii de asigurare? De ce ar fi bine să lucrez cu un broker de asigurare? Mie mi se pare atât de intuitivă chestia asta, încât nu m-am gândit că cineva m-ar putea întreba. Deci de ce e bine să lucrăm cu un broker de asigurare? Ce avantaje avem?
Îți mulțumesc pentru întrebarea asta. Chiar era un subiect pe care mi-aș fi dorit să-l ating în discuția noastră. În primul rând, brokerul de asigurare trebuie perceput nu ca un vânzător de asigurări, ci ca un consultant de risc. El ar trebui și rolul lui este de a fi alături de client și să-l ajute pe acesta să identifice nevoile pe care le are din punct de vedere al asigurărilor și să-l ajute să găsească cea mai bună soluție de asigurare pentru el, pentru nevoile lui. În momentul de față, pe piața din România sunt undeva la peste 20 de asigurători. Fiecare dintre ei au 10 de produse de asigurare. Brokerii au avantajul că lucrează cu absolut toate aceste companii și atunci paleta de produse pe care o au la dispoziție este extrem de variată și e foarte simplu să găsești soluția ideală pentru client. Mai mult decât atât, un rol foarte important pe care îl are brokerul de asigurare, din punctul meu de vedere, este acela de a ajuta consumatorul să înțeleagă, exact ce spuneam la început, să înțeleagă care este rolul unei asigurări. Una din problemele cu care consider eu că ne confruntăm la nivel de piață este că informația legată de asigurări nu ajunge corect și rapid la clientul final. Acum, din punct de vedere constituțional, să știi că nimeni nu e obligat să știe asigurări. Nu, dar nici nu-mi doresc lucrul ăsta. Adică hai să nu ne plângem că n-ajunge informația la clientul de asigurări. Nu, tocmai, eu asta vreau să spun că este foarte neinteresantă. Faptul că poți să aluneci pe ceva și să-ți rupi piciorul și asta, oamenii își rezolvă asta în regie proprie. Sigur că e foarte scump. Sigur că e mai bună o asigurare de sănătate, cum spunea Dan Cristescu. Sigur că ar fi bine ca și angajatorii să aibă grijă de asta. Eu consider că ei ar face-o în momentul în care cineva le-ar explica pe înțelesul lor de ce e bine să o facă. Foarte mulți dintre consumatori încheie polițele de asigurare ori pentru că sunt obligați să o facă de o instituție a statului, ori că sunt obligați să o facă pentru că au achiziționat un credit. Dar niciunul dintre ei nu se gândește, bă, dar de ce mă obligă să fac asigurarea? Adică care e rolul RCA-ului respectiv, de exemplu? Că e cea mai comună formă de asigurare încheiată în România. De ce trebuie să o închei? În momentul în care ei se vor gândi la lucrurile astea și vor înțelege care e rolul RCA-ului, atunci se vor uita mai mult la calitatea serviciilor și mai puțin la prețul unei asigurări. În momentul de față, consumatorul român este o realitate, se uită mai întâi la tarif, cât mai ieftin. Când ai înțelege de ce este necesară o asigurare, atunci te-ar interesa mai întâi calitatea serviciilor și ca produsul respectiv de asigurare să se potrivească nevoilor tale. Eu am avut dorința așa să-i răspund domnului care m-a întrebat la ce e bun un broker de asigurare. O chestie foarte simplă, să-i spun ca să nu mai alerg eu ca și client pe la ușile asigurătorilor să obțin oferte și pe urmă să le compar între ele, necunoscând acest domeniu. Dan Cristescu, cum s-au modificat, vorbeam de asigurările de sănătate. Vine COVID-ul, spune așa, nu mai poți să te duci, ți-e frică să te duci într-un spital de stat, dar de ce nu ți-ar fi frică să mergi într-unul privat? Că eu nu știu dacă COVID-ul știe atâta carte încât să știe dacă spitalul e privat sau da, de... Da, COVID-ul nu știe atâta carte, dar statistic vorbind, el este concentrat mai mult în spitalele de stat pentru că acolo se concentrează cel mai mult pacienții cu COVID. Cel puțin asta a fost situația de la începutul pandemiei, dar și acum vedem că greul încărcării cu pacienți COVID este în spitalele de stat. Și atunci, statistic vorbind, șansele sunt mai mici să ajungi într-un spital privat și să... Și ar mai fi un aspect acela că tu poate îți dorești să vii... Tu ai o altă boală. Deci nu ai COVID. Da, și vrei să te tratezi. Și atunci ce faci? Te duci acolo unde sunt internați zeci, sute de oameni sau te duci într-o clinică privată? Știu că mai există un sistem de abonamente care de multe ori, hai să zicem, de-a dreptul încearcă să se substituie asigurările sau să spună că sunt la fel de bune ca asigurările. Eu știu că sistemul e complementar.
abonamentele folosesc la prevenție și te asigură niște reduceri într-o clinică sau o rețea de clinici, în timp ce asigurarea de sănătate poți să te duci la orice clinică, de multe ori și în străinătate. Asta este poate mai sunt și alte asta este diferențe. Unul din principalele beneficii ale unei asigurări de sănătate este că îți dă acces într-o rețea, în mai multe rețele medicale, chiar și în cabinete individuale, și unele dintre asigurări îți dau acces și în afara României, în clinici, la furnizorii de servicii din afara României. Voiam să mă întorc un pic la ce ziceai tu legat de accesul și dificultatea accesului în spitalele de stat, ce am început și noi să zicem și ce ai zis și tu după aceea. Serviciile private sunt în general recunoscute a fi mai responsive la nevoile clientului. Și atunci, odată ce ai luat contact cu serviciile private de sănătate, încep să devii cumva fan al lor, ca să folosesc un... Eram la o clinică privată. Eu am asigurare de sănătate și chiar am făcut două operații și așa mai departe. Medicul, cel care m-a operat, lucra și la un spital de stat. Și la sfârșit, după ce totul s-a terminat cu bine, l-am întrebat: domnul doctor, dar care e diferența între dumneavoastră, cel care operați aici, în clinica aceasta privată, super și așa mai departe, și doctorul și chirurgul de la spitalul de stat? Și a spus: cum să vă spun, domnul Costache, uitați aici, cel mai simplu mod de a vă spune chestia asta este următorul. Aparatura de aici are 8 luni vechime și aparatura de la spitalul de stat are 8 ani vechime. Eu sunt același. Dar rezoluția cu care văd cu ajutorul camerei, ceva laparoscopic, instrumentarul și toate chestiile astea sunt foarte noi și îmi permit să văd lucruri pe care nu le-aș fi putut vedea altfel. Deci doctorii sunt aceiași, medicii sunt aceiași, asistentele de multe ori, însă echipamentul este cu totul altul. Sănătate este cu totul alta și pacientul este pus în centru atenției întregului sistem și totul pleacă atunci când ai o asigurare de sănătate, pleacă de la momentul accesării asigurării prin contactarea asigurătorului care te îndrumă și organizează cumva lucrurile pentru tine, pentru a ajunge pentru tine asigurat, pentru a ajunge mai ușor la serviciile de care ai nevoie și de cele mai multe ori fără să trebuiască să ai grijă a plăților. Da, asta cu grijă a plăților, în cazul abonamentelor sunt câteva servicii care sunt oferite în abonament, restul înseamnă coplată și de multe ori programarea se face târziu, adică au prioritate cei care vin cu bani cash sau card sau au poliță de asigurare, pentru că Asta este sistemul, este avantajul. Clinicile care vând abonamente au fost presate de-a lungul timpului să scadă foarte mult prețurile pentru acestea și atunci și calitatea, exact cum zicea Cătălin mai devreme, apropo de clienții care caută lucruri ieftine pentru că sunt obligați să le facă versus căutarea calității. În momentul în care costul scade foarte mult, nici calitatea nu poate fi aceeași. Putem să dăm o gamă de prețuri. Eu am auzit că există asigurări de sănătate la câțiva lei pe zi. Asta înseamnă, nu știu, 100-200 de lei pe lună. Nu știu ce se obține de banii ăștia. Știu că există și de sute sau de euro pe lună. În momentul de față, gama de produse pe zona asigurării de sănătate este extrem de variată, pentru că și nevoile sunt foarte variate. De principiu, o poliță de asigurare facultativă de sănătate pleacă de la nevoile din ambulatoriu, pentru că sunt și cele mai frecvent utilizate servicii. Plecând de la această bază, se extinde acoperirea până la cel mai înalt nivel, adică inclusiv pentru zona de boli grave, unde costurile, știm foarte bine, sunt foarte mari, iar tratamentele în România sunt destul de imposibile sau de greu de accesat. Acum, există asigurări care îți acoperă nevoia de bază la niște costuri
foarte accesibile. Adică există polițe de asigurare privată de sănătate care pleacă de la 450 de lei pe an sau 490 de lei pe an. Pe an. Da? Deci nu discutăm de lună. Un leu și ceva pe zi. Un leu și cred că 85, cam așa. Cam un leu 85 pe zi. Eu sunt fumător. Pe mine un pachet de țigări mă costă 23 de lei pe zi. Clar, fumatul dăunează destul de grav sănătății. Asta învățăm toți de ceva timp. E, pentru un leu și 85, tot pe zi, am ocazia să accesez servicii medicale în ambulatoriu ori de câte ori este nevoie de acest lucru. Atenție! Serviciile medicale prin asigurările private de sănătate te acoperă în momentul în care există o necesitate medicală. Adică nu poți să te duci la doctor ca așa consider tu. După o scurtă pauză o să revenim cu povestea asta a asigurărilor de sănătate, care, iată, este din ce în ce mai interesantă. O să vă prezint și a doua parte a zodiacului financiar și o să vorbim de cum poți să-ți faci o carieră de succes în asigurări, mai ales dacă ești tânăr și nu știi încotro să o iei ca să faci mai mulți bani. Despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este în esență un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Stase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fii aici și să avem publicul, să-ți simtă vibrația, să-ți simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spuneam că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Să ai o asigurare e, în mod evident, mai ieftin decât să nu ai una. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la zodia asigurărilor sub semnul Scorpionului, așa cum v-am spus. Zodiile ai cărei nativi sunt foarte tenaci, au foarte multă energie și sunt într-o căutare permanentă de nou. Iată, astăzi acest nou ar putea să fie o nouă asigurare. Continuăm să discutăm despre asigurările de sănătate, cum poți să-ți faci o carieră de succes în domeniu, mai ales dacă ești tânăr și nu știi încotro să
o iei ca să faci mai mulți bani și mai repede. Alături de mine sunt Cătălin Boiceanu, director tehnic al unui broker important de asigurare, și Dan Cristescu, broker de asigurare, amândoi cu o bogată experiență în domeniu. V-am promis cea de-a doua parte a zodiacului financiar. Hai să vedem cum stați pentru următoarea săptămână. Balanță, bine că ești sănătos și nu ai apelat la polița ta de asigurare de sănătate privată, dar iată, o să fii tentat să-ți iei un credit de casă. Bine că banca te pune să te asiguri. Scorpion, te gândești mult la business-ul tău, care în perioada asta are unele provocări. Dacă îți făceai o asigurare de business interruption, puteai să dormi mult mai liniștit. Săgetător, încheie o etapă importantă, îți crește salariul sau primești o moștenire și vrei să faci o investiție sigură. Poate că e momentul să te gândești să pui deoparte ceva din venitul tău, ori într-un fond mutual, ori într-o pensie facultativă. Capricorn, copilul tău deja a pregătit lista de cadouri de Crăciun, dar tu ai vrea să-i faci o asigurare de studii, dar asta nu este foarte interesantă pentru copil. Vorbește cu brokerul tău de asigurări, pentru că el are mereu soluții. Vărsător, nevoia de bani este continuă. Ai nevoie din ce în ce mai mulți bani. Te uiți pe YouTube la emisiunea Antreprenor în Asigurări și afli cum ai putea face și tu o afacere în domeniul ăsta și ai putea să-ți mărești de mai multe ori veniturile. Și în fine, pești, la zodia asigurărilor, vezi azi doi specialiști care îți explică pe scurt cum poți să devii asistent în brokeraj ca să poți să faci mai mulți bani cu ceva muncă, dar fără mari investiții. Dan Cristescu, am rămas dator cu povestea cu microasigurarea de sănătate. Există microasigurări de sănătate? Da, există. Au început să apară și astfel de soluții, pentru că pentru piața românească se pare că există acest apetit pentru asigurări mai ușor accesibile. Și există o astfel de asigurare care îți dă acces la servicii medicale prin telemedicină. Această, n-aș zice invenție, ci redescoperire, care o trăim de un an și jumătate. Telemedicina. Da, telemedicina nu înseamnă că vorbești la telefon cu cineva care îți face o programare. Nu la asta se referă. Se referă la o consultație prin telefon, într-o aplicație de chat, de video chat. Da? Deci o consultație preliminară, să zicem, care de cele mai multe ori poate ghida pacientul către servicii, către un drum corect, și scutește câteva drumuri făcute pendulări între mai mulți medici, și atunci chestiunea aceasta este foarte ușor de accesat printr-o poliță care costă undeva, că tot vorbeai de costuri mai devreme, undeva la sub 200 de lei pe an. Deci este ceva extrem de accesibil. Plecând de acolo, da. Ce e foarte important e că în momentul în care s-a lansat acest produs al unei companii de asigurări, au făcut câteva sondaje și statistici, inclusiv printre personalul medical, și concluzia a fost că undeva la peste 70% din consultații ar putea fi rezolvate printr-o astfel de metodă. Adică pot fi rezolvate de la distanță. Nu ai nevoie să ajungi față în față cu medicul. Poți să folosești o platformă online în care vorbești video cu medicul, poți să-i trimiți ce investigații ai făcut și el să ți le analizeze și să-ți dea un răspuns. Poți face asta pentru undeva la, cred că, peste 70-80 de specialități medicale. Cunosc două companii care participă la acest proces, pentru că am vrut să-i pun întrebarea lui Dan Cristescu. Bine, dar cum măsori parametrii pacientului? Și mi-am adus aminte, știu, două astfel de companii care dau niște mici dispozitive la pacientului. Exact. Și îi măsoară o mulțime de... Sigur că nu îi face RMN, no, dar un puls, o tensiune și așa mai departe, și se transmit imediat medicului. Exact, și nu numai asta, pe lângă acest lucru, eviți în primul rând drumul până la medic, timpul până reușești să faci o programare, să ajungi la medicul respectiv. Așa ai scurtat tot timpul ăsta. Mai mult decât atât, nu te expui într-o perioadă în care e mai bine să nu o faci. Și ca să fim glumeți, dacă ești la țară, te duci fără găină și fără ouă, că ești în fața laptopului și
Așa, asta ca să mai și, ca să mai și glumim un pic. Am primit o întrebare pentru tine, Cătălin Boiceanu. Noi toți suntem altfel cu această pandemie mereu prezentă. Ce poți face cu asigurarea de sănătate privată dacă ești COVID pozitiv? În primul rând, dacă persoana care ne-a adresat întrebarea se referă strict la acoperirea riscului de COVID pe o asigurare privată de sănătate, acest lucru nu este posibil pentru că în sistemul privat de sănătate nu se tratează COVID-ul în România. Orice problemă legată de COVID se tratează doar în sistemul de stat. Deci, pe scurt, ai COVID, te duci la stat. Ești obligat să faci asta. Bun. Ce beneficii are? Dar, în schimb, asigurarea privată de sănătate te va putea ajuta, după ce treci de perioada asta de COVID, să te lupți cu ceea ce lasă în urmă COVID-ul, pentru că de multe ori și în multe cazuri știm foarte bine că după ce te-ai vindecat de COVID, mai ai de muncă și mai ai de reparat. Adică partea de reparații post-COVID o faci pe asigurarea poți privată? Poți să o faci pe asigurarea privată în funcție de ce acoperire ai pe aceasta. Asigurarea de sănătate, dacă tu ești internat, ai COVID, ești internat, ajungi la spital, te internează, nu știu dacă ești la ATI sau nu, dar sunt niște zile de spitalizare. Exact. Asigurările de sănătate au aceste, unele dintre ele, majoritatea, au acest beneficiu, o indemnizație pentru zilele de spitalizare petrecute în sistemul de stat. Da? Care te ajută pe tine pacient să ai niște costuri acoperite pentru perioada aceea. Lipsești de la muncă, ai costuri în plus legate de lipsa ta de la domiciliu sau din activitatea de zi cu zi. Și nu numai asta. În sistemul de stat, oricât ne-am dorit să ocolim acest subiect, nu ai acces la toate materialele de care ai nevoie în momentul respectiv. Îți trebuie medicamente, îți trebuie pansamente de multe ori. Ți se solicită o mulțime de lucruri. Toate lucrurile astea pot fi acoperite cu indemnizația respectivă. Tradiția e că vii cu ele de acasă. Tocmai, deși ne-ar trebui. E o glumă amară. Am auzit recent de cazul unei familii, soț-soție, amândoi COVID pozitive, amândoi internați la spital și care au plecat de acasă cu economiile pe care și le-au făcut. Deci aveau cash la ei, nu știu în vederea cărui scop, habar n-am. Nu era mai simplu să aibă o poliță de asigurare de sănătate? E o întrebare retorică. Vorbim despre asigurări altfel. Iată, nici asigurările de sănătate nu mai sunt ce au fost și nici clienții nu mai sunt ce erau. Sunt altfel, sunt mai pretențioși, sunt mai atenți la costuri, sunt mai atenți la beneficii. Mulți dintre ei sunt sfătuiți de către un broker de asigurare. E o idee foarte bună să apelezi la un expert, la un cunoscător. Acum, vreau să vă spun că există broker și broker, da? Dar o să-ți dai seama, o să vă dați seama foarte, foarte repede dacă brokerul pe care l-ați ales e unul potrivit sau nu. Pentru că expertiza lui nu se vede numai când îți încheie polița de asigurare, ci te ajută și la capitolul daune. Ce am de făcut? Cum e cu dosarul ăla? Ce acte îmi trebuie? De multe ori poate să acționeze în numele tău. De aceea ar putea fi interesant să vă gândiți dacă ați putea să vă faceți o afacere sau să deveniți partener al unui broker de asigurare. Știu că în companie aveți niște programe, eu le urmăresc de mulți ani, Begin With și Startup. Cui se adresează ele? În primul rând, aș vrea să încep de la faptul că pentru industria asigurărilor, din păcate, nu există o bază teoretică. Adică nu există în momentul de față în România o școală care să te învețe partea teoretică a asigurărilor. Astfel, accesul este destul de dificil. Adică e greu să te apuci să devii un consultant în asigurări dacă nu te ajută nimeni și nu te învață nimeni. În acest motiv, tinerii ocolesc această industrie. Ori acest lucru nu este benefic pentru nimeni. De ce? Pentru că avem nevoie de tineri, în primul rând, pentru că ei gândesc altfel. Văd lucrurile într-un mod pe care noi nu reușim să-l mai vedem, pentru că am devenit conservatori oricât de mult ne-am dorit să evităm lucrul ăsta. Și atunci noi printr-unul dintre cele două programe, prin Begin With Noi, ca să spun așa,
Îi oferim tot suportul de care are nevoie și de care noi nu am avut, la care noi nu am avut acces atunci când am început munca în domeniul acesta. Tot suportul, atât din punct de vedere tehnic, cât și nevoile pe care le are cineva care e la început de drum, nu știu, din punct de vedere administrativ, juridic, contabil și așa mai departe. Îl pregătim cât se poate de bine, cât putem noi de bine cu experiența pe care o avem, să aibă un start cât mai rapid și cât mai simplu în această industrie și la fel îl ajutăm să-și creeze și un orizont în zona asta și să știe unde ar putea să ajungă, care ar fi pașii până acolo și de ce este foarte, foarte interesantă această industrie. Begin with voi, da. Ca să zic așa, e adresat tinerilor și persoanelor fără experiență. Exact. În momentul de față, cam asta e mica diferență între cele două programe. Și startup-ul e pentru persoanele care deja activează în domeniu. Exact, exact. Și ar vrea să devină antreprenori. Și ar dori să se dezvolte. Sunt foarte multe persoane care activează în industria asigurărilor pe diferite posturi sau au diferite activități și nu reușesc în momentul de față să treacă de un anumit prag din vari motive. Poate le e teamă, poate nu au suficiente resurse, poate nu au suficiente cunoștințe despre cum ar putea să devină propriul lor angajat și să-și dezvolte o afacere de succes în domeniul acesta. Prin programul Startup, noi venim cu soluțiile pentru aceste probleme pe care le pot avea și le oferim acces la soluții, zic eu, destul de bine probate de-a lungul timpului. În așa fel încât să devină antreprenor de succes, apropo de emisiunea de care spuneai și tu mai devreme, și să putem să creăm, de exemplu, invitați viitori pentru acea emisiune, da? Viitori antreprenori în asigură. Eu mă mulțumesc de pe acum. Am o întrebare foarte ușoară pentru tine, Dan Cristescu. Cum ai ajuns în asigură și ce te-a determinat să și rămâi aici? Nu este atât de ușoară pentru mine, pentru că nu a fost o decizie atât de ușoară. Schimbarea carierei a durat chiar câțiva ani, pentru că, așa cum spunea Cătălin, că sunt oameni care activează în acest domeniu făcând acest lucru parțial, și eu am început tot așa ca să-mi completez veniturile când eram un tânăr medic. Și oricum, în acele momente, nivelul de salarizare al medicilor era extrem de slab. Și pentru că am avut succes și am avut poate și un pic de noroc, poate și un pic de modele de oameni în jur care să mă ghideze, am ales să merg pe această carieră pentru că mi-a adus mult mai multe satisfacții decât părea că îmi va aduce cealaltă. Adică în loc să fii medic și să rezolvi problemele aduse de provocările aduse de o poliță de asigurare de sănătate a unui client, te-ai hotărât să vinzi clienților, să promovezi clienților asigurările de sănătate ca să ajungă în sistemul medical în cele mai bune condiții. Da, exact. Da. Totuși, ce te-a făcut să rămâi? Știu că e un prag la început la care mulți renunță. Exact cum am zis și un pic mai devreme, am avut niște oameni, niște modele care mi-au oferit ceea ce în ziua de astăzi se cheamă mentoring sau coaching și sunt două cuvinte pe care au în spate o noțiune mai complexă pe care noi o includem în programele noastre Begin With și Startup. Pentru că în afară de tot ce a spus Cătălin mai devreme, venim și cu aceste elemente de model personal. În echipa noastră sunt foarte mulți profesioniști care pot fi extrem de bune exemple pentru cei care vor să facă. Și avem și foarte multe scenarii, da, de evoluție în carieră, pentru că în toate carierele în industria de asigurări, în intermedierea și în consilierea de asigurări, sunt aceleași. Toate evoluțiile sunt pe același tipic. Bun, deci ai rămas pentru oamenii și calitatea lor mai mult decât pentru banii care se câștigă în a conta asigurări. Foarte mult. Se câștigă bani mulți în asigurări? Se câștigă repede? Vin peste noapte?
Nu trebuie să faci nimic ca să-i obții? Peste noapte nu cred că vine nimic, iar din punctul meu de vedere, banii care vin foarte ușor, nu neapărat că nu sunt meritați, dar cred că dispar la fel de ușor și nu sunt la fel de apreciați. Te referi la câștigătorii la loto acum, nu? Da, acolo vorbim de noroc, pur și simplu cred că de noroc discutăm. În industria noastră, bani există, câștiguri pot fi pe măsura muncii depuse. E foarte important să înțelegem că nimic, nicio recompensă nu vine fără o muncă depusă. Care e marele avantaj al industriei și de ce este atât de plăcută această parte de intermediere în asigurări? În primul rând pentru că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Întotdeauna ai alte provocări, întotdeauna te confrunți cu alte situații. Apoi, pentru că timpul pe care îl aloci jobului, dacă îl privim ca pe un job, ți-l creezi tu. Tu hotărăști cât timp aloci, tu hotărăști cât muncești, dar ești la fel de bine conștient că în funcție de cât aloci, atât vei câștiga. Legat de valori, de sume, da, acestea variază. Dacă ne uităm la statistici, ai să vezi că totuși, cred că în continuare, din asigurări, se câștigă în medie mai bine decât în IT. Cred că încă suntem pe acolo. Da, așa este. Statisticile arată, vara asta, asigurările au trecut pe medie înaintea IT-ului, ceea ce era absolut spectaculos. M-am uitat în urmă și cam erau pe locul 2, de obicei. Acum, asta ca să mă raportez la statistică, dar sunt oameni care se ocupă de intermedierea în asigurări ca să-și completeze veniturile dintr-o altă activitate, exact cum povestea Dan mai devreme, și sunt alte persoane care alocă tot timpul doar zonei de intermediere. Acele persoane pot ajunge să câștige niște sume mult peste media unui venit, mult peste un venit mediu din România. Dacă venitul mediu în asigurări este undeva peste 1000 de euro, spun venit, adică salarii, bonusuri, comisioane și așa mai departe, e destul de clar că unii câștigă 200-500 și alții câștigă 2000-5000, am auzit și de 10.000 de euro, sunt consultanți foarte performanți, așa este. Mai ales în zona asigurărilor de viață sau a celor care au contracte foarte mari, așa numită zonă corporate. Dan Cristescu spune așa, când ai ajuns în asigurări nu știai nimic despre... Chiar nimic. Așa. Hai să vorbim puțin despre profesionalizare. Erai medic, ai devenit asigurător. Cum a fost procesul ăsta de trecere și cum îi facem pe noi colegi să devină la fel de performanți ca voi, dacă nu chiar și mai mult? Pentru mine a fost un proces de trial and error, pentru că am învățat împreună cu clienții asigurările. Numai o clipă, vreau să dau telespectatorilor noștri o explicație. Trial and error, încercare și eșec, înseamnă să te dai cu capul de pragul de sus, pe care să-l vezi pe cel de jos. Și tot așa, da. Da. Îmi pare rău că am folosit așa un englezism, dar e bine că ai... Mai destindem atmosfera. Da. Așa. Dar în ziua de astăzi s-au schimbat puțin lucrurile. Acum avem profesioniști, pentru că atunci când am început eu în asigurări, erau foarte puțini oameni care se puteau numi profesioniști în asigurări. Chiar toată industria asta era destul de tânără și pentru România. Acum lucrurile s-au schimbat. Avem în spate o generație de antreprenori care au trecut prin mulți ani de activitate în zona asta și acum a venit momentul ca ei să transfere către o nouă generație aceste informații, să facă școală, să facă mentoring, cum spuneam mai devreme, și experiența unui tânăr care acum are vârsta mea când am început eu asigurările va fi diferită, cel puțin în programele noastre, pentru că va fi într-un program mult mai aproape de ce se întâmplă într-o zonă academică, să zicem, adică cu parte teoretică, cu practică, cu studii de caz, deci avem o abordare mult mai scolastică a lucrurilor.
Adică suntem mai steți decât am fost. Tinerilor o să li se pare tot complicat. Mi s-a spus așa, tinerii n-au cum să ajungă în asigurări pentru că toți pleacă din țară. Răspunsul este nu. Unii și rămân, îi văd pe stradă, îi văd prin magazine, îi văd peste tot. Dacă ar fi ca acești tineri care ne privesc astăzi, să rețină un singur lucru, cel mai important, o singură idee sau concept din tot ce am vorbit, care ar fi acela? Cred că cel mai important lucru e că ar trebui să încerce și lucruri pentru care nu se consideră pregătiți, să spunem așa. Asigurările sunt un domeniu extrem de interesant, extrem de dinamic și nu sunt deloc plictisitoare. Și se mai câștigă și bani. Dacă mă compar cu alte industrii, pot să spun că se câștigă destul de repede. Dar când spun destul de repede, nu vreau să înțeleagă cineva că se câștigă bani peste noapte sau într-o lună de zile, dar raportat la alte industrii, da, în câțiva ani de zile poți să câștigi niște bani foarte frumos și să ai un program foarte flexibil. Cred că aceste două lucruri ar trebui să rămână la final. Uite, am mai primit un mesaj de la cineva care ne privește, zice, sunt un beneficiar al unei asigurări facultative pentru casa mea. Având un eveniment, mi s-a spart un calorifer, am înțeles cum funcționează asigurarea și ce beneficiu financiar am avut de fapt. Clientul altfel este bine să știe ce câștigă cu asigurarea lui? Păi, normal că trebuie să știe. Ajunge informația asta la el? Informația asta ajunge prin noi în momentul de față. Noi ne-am dorit să existe și programe de educație financiară în școli și mai, pentru adulți e mai greu în ziua de azi să mai facem astfel de programe. Aici e rolul nostru, aici intervenim noi, pentru că noi interacționăm cu adulții și întâi ne școlim noi, ne învățăm ceea ce nu știm, pentru că noi avem câteva generații de lipsă de educație financiară, da? În perioada înainte de 1989 nu prea exista noțiunea asta de educație financiară, iar noi după aceea transmitem clienților noștri, încercăm să le dăm cât mai multe informații pentru a face alegeri care să-i facă să înțeleagă că aceste produse nu sunt niște simple hârtii sau niște taxe, cum făcea comparația Cătălin mai devreme, ci sunt niște produse care le aduc plus valoare. Trebuie să înțeleagă exact ce plus valoare le aduc și noi le explicăm lucrurile acestea. Sunt multe argumente și evident am întâlnit și clienți care le-am explicat că nu au nevoie de anumite tipuri de asigurări. Da? Deci mi-am convins și clienți să nu-și facă anumite tipuri de asigurări sau să aleagă o altă asigurare pentru că ei erau pe un drum greșit în căutarea lor. Deci facem și astfel de lucruri. Practic ăsta e departamentul de antivânzări, adică vine exact, clientul la tine, zice vreau astea două feluri de asigurări și tu spui, du-te domnule de aici că nu ai nevoie de așa ceva. Da, da, mai degrabă mergi acasă, faci ceva cu banii respectivi. Da, nu, mai degrabă câștigi un client. Cum îi redirectăm? E foarte important lucrul ăsta, chiar dacă a apărut ca o glumă. Rolul nostru nu este să vindem asigurări clienților. Deși rolul asta nostru, cred clienții. Da, aici e problema. Tocmai de aceea Dan spunea că noi mai întâi încercăm să ne profesionalizăm pe noi și să învățăm noi foarte bine cum funcționează o asigurare pentru a putea transmite informația asta clientului final, consumatorului final. Rolul nostru este de a fi consultant al clientului respectiv și de a-l ajuta să identifice nevoile cu care se confruntă. Nu este beneficiu nimănui să încheie o poliță de asigurare unui client de care el nu are nevoie în momentul acel. Nu cred că există vreo persoană sau vreun consumator care să nu aibă nevoie de nicio asigurare. E imposibil acest lucru. Și atunci, bugetul respectiv pe care tu ești dispus să-l aloci unei asigurări, e mai bine să-l aloci către o asigurare de care chiar ai nevoie decât către una pe care ți-ai dori-o. Nevoia și dorința sunt lucruri complet diferite. Concluzia mea este că viața este plină de riscuri și că e bine să te asiguri și dacă tot te-ai asigurat, e mai bine să ai un broker de asigurare lângă tine decât să alergi singur pe la toți asigurătorii și să compari după mintea ta ofertele. Mai mult, asigurările sunt pentru oamenii obișnuiți. Cei bogați nu au de fapt nevoie de asigurări, poate că tocmai de aceea și le și fac.
Sunt Sergiu Costache, Zodia Asigurărilor se oprește astăzi aici. Am discutat despre asigurări altfel pentru un alt fel de clienți, clienții moderni, cu Cătălin Boiceanu și Dan Cristescu, experți în domeniu. Le mulțumesc. Săptămâna viitoare, mulțumim, la aceeași oră, revenim cu un nou episod, cel puțin la fel de captivant, despre cum să devii mai deștept financiar. Rămâneți pe Canal 33 pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.